Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere, aproape de ceasul aniversar 1 decembrie 2018, anul centenar, anul ce marchează 100 de ani de la Marea Unire a fostelor provincii, țări românești, cum erau ele cunoscute în vechime, de a-l găzdui pe vicepreședintele Consiliului Județean, domnul profesor Gheorghe Nichifor. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit, iată-ne aproape de ceas aniversar, la noi în studiouri. Bună ziua, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră, pe ascultători, pe telespectatori, toată lumea iubitoare de istorie și de evenimente frumoase. Astăzi am văzut, deși a fost o repetiție, o acțiune complexă, o acțiune ce ține să prefațeze ceea ce se va petrece peste câteva zile, anume parada, defilarea și toată suita de evenimente ce vor avea loc în cinstea zilei de 1 decembrie 2018, iată 100 de ani de la Marea Unire. Cum ați trăit acest prim exercițiu ce spuneam prefațează evenimentele de peste câteva zile? Noi ne-am pregătit cu mare atenție, chiar de aici de la dumneavoastră, în câteva rânduri am spus că anul acesta este realmente special pentru toți românii, implicit pentru noi, pentru gorjeni. Începusem, dacă vă amintiți, chiar de pe 15 ianuarie să spunem ceea ce se va întâmpla pe parcursul anului și iată, acum, încet, încet, ne aflăm cu numai câteva zile înainte de ceea ce se va întâmpla pe 1 decembrie. Chiar în clipa de față suntem într-o zi aniversară, întrucât 28 noiembrie reprezintă cel de-al doilea pas în înfăptuirea Marii Uniri la Cernăuți. Chiar acum 100 de ani se desfășura ședința adunării constituante care proclama unirea Bucovinei cu România. Era vorba de Bucovina istorică, cea de la Suceava până la Ceremuș, cum spune declarația de atunci. Sigur, ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru ca să nu ocolesc foarte mult răspunsul, a fost o repetiție pentru prima parte a momentului 1 decembrie 2018. Este vorba de ceremonialul militar și religios care se va desfășura aici la Coloana Infinitului. Am ales acest loc cu mare atenție. În definitiv, noi trebuie, gorjenii, să fim conștienți de dimensiunea sacră a operei lui Brâncuș. Sigur, el a realizat această cale a eroilor, o spune și numele, ca un omagiu pentru gorjenii care s-au sacrificat în războiul întregirii naționale. Și atunci acest ceremonial religios, firește, nu numai la noi se întâmplă, știm că în toată țara acesta se derulează începând de la orele 11, a fost pregătit minuțios. Autoritățile locale, în frunte cu prefectul, președintele Consiliului Județean, s-au implicat cu multă vreme înainte în realizarea sa. Sigur, o asemenea pregătire care presupune și suspendarea circulației pentru câteva ore era absolut necesară. Era absolut necesară pentru că lucrurile acestea trebuie să se lege între ele. Este acolo, va fi corul preoților cu un număr însemnat de fețe bisericești care împreună cu fanfara Armonia sau cuplat așa vor interpreta imnul național al țării. După care va urma defilarea, de această dată cu un potențial uman mult mai ridicat decât ne-am obișnuit așa și cu tehnică de luptă. Vor fi implicate aici nu numai armata, ci și jandarmeria, poliția ISU, chiar și salvamontul.
Deci, iată, este vorba până la urmă de ceva care nu s-a mai desfășurat în ultima vreme aici la noi și este o posibilitate pentru mine, încă o posibilitate de a-i ruga pe târgujieni să ne fie alături. De altfel, vor fi și două ecrane uriașe care vor, să spunem, retransmite ceea ce se întâmplă acolo, așa încât cetățenii orașului nostru și ai județului care doresc să vadă și mai de departe în situația în care nu va mai fi loc exact acolo unde se petrece acțiunea, defilarea, pot fi văzute și cu siguranță vor fi și filmări și așa mai departe. Acesta este momentul și v-am răspuns la întrebare că, deși nu am participat direct, întrucât au fost alte acțiuni de la colegii mei care au fost prezenți acolo, am putut afla că s-au făcut unele corecturi care se pot face retușări. De altfel și atmosfera va fi oarecum spectaculoasă, întrucât am construit un autentic drum al tricolorului românesc. Veți vedea o mulțime de steaguri amplasate pe latura aceasta a Parcului Coloanei și ele vor da o notă de solemnitate mai mare activității care se va desfășura aici sâmbătă. Așa este, până la urmă, chiar dacă... Și după masă avem, și o să vă spun, și după amiază avem un program special, dar... Chiar dacă, spuneam, nu toată lumea, așa am văzut, să spunem, și reacții ale unor persoane care, da, domnule, e un an ca oricare altul, totuși este anul centenar. 100 de ani de la un eveniment care astăzi, în actuala conjunctură sociopolitică și economică, dar nu în ultimul rând civică, nu cred că ar mai putea avea loc un eveniment de asemenea importanță. La cât de dezbinați ne-am regăsit în 2018, când am văzut clar că în aceeași familie s-au certat soț-soție, oamenii politici clar nu se mai înțeleg unii cu ceilalți. Iată că dacă dăm timpul înapoi, avem un moment de cotitură, 1918, când toate elementele politice și-au dat mâna și-au făcut posibil un eveniment, o stare de fapte, ce, repet, astăzi eu o văd imposibil de realizat. Vin de la un simpozion dedicat războiului de întregire națională și Marea Unire de la Universitatea Constantin Brâncuș, unde desigur evoluează oameni universitari de mare calibru. Și ce să vă spun, cam discuția se poartă tot în această direcție pe care dumneavoastră ați inițiat-o aici, și anume care sunt conexiunile peste timp între 1918 și 2018. Mai mult decât atât, la o altă emisiune pe care am făcut-o astăzi, am fost întrebat cam care era starea de spirit, cam care era atmosfera. Și de aceea este cea mai mare sărbătoare a noastră, pentru că 1 decembrie, o zi ca toate celelalte la momentul respectiv, a reprezentat un efect cu o vizibilitate atât de mare în istorie încât nu poți ocoli momentul. În definitiv, ce s-a întâmplat acolo? Pe fondul acesta al unei conștiințe naționale care se intră într-un proces de redeșteptare nemai întâlnit până atunci, la sfârșitul veacului al 19-lea, venea de la Tudor Vladimirescu, de la generația pașoptistă, apoi războiul de independență. Războiul de independență venea în consens cu ceea ce se întâmpla în plan european, unde chiar din timpul lui Tudor, mișcarea aceasta de redeșteptare națională planează asupra unui spațiu uriaș din peninsula balcanică până în America Latină. Da, corect. Și atunci, sigur, această intensificare a acțiunilor de natură națională la noi, la români, au construit o generație. Noi numim această generație, de fapt ele sunt mai multe generații ale Marii Uniri, care merg de la elite, și poate ar fi foarte bine să punem lucrurile la punct odată, pentru că
a fost un accent mai mare, vezi, Doamne, asupra rolului maselor populare și elitele au fost marginalizate. Marginalizate. Există uneori tendința acum să mergem numai pe aportul elitelor, uitând că și soldatul obișnuit avea o conștiință a lui, conștiință națională șlefuită la școala unde a învățat, la biserica la care mergea, la șezătorile la care mergeau, la spectacolele unde se trăia acest naționalism la alte dimensiuni decât până în zilele noastre. E bine, acești oameni, aceste elite au găsit liantul necesar să se regăsească împreună în acest moment și să accepte ideea că nu este mai mare, mai important obiectiv decât acela de a ne uni cu toții într-un stat propriu. Și din aceasta a ieșit construcția. Nu ușor. Nu ușor, pentru că lucrurile au fost... Probabil și atunci erau orgolii politice, și atunci erau orgolii personale. Uite, mi-ați dat o idee acum, mi-ați și aruncat mingea la fileu. În martie 1918, guvernarea a fost preluată de un pro-german, Alexandru Marghiloman. Așa, în condițiile în care se retrăsese Rusia din război și rămăsesem singuri, a trebuit să încheiem pace separată. E bine, știți ce le-au cerut cei de la puterile centrale, cu deosebire germanii, celor din guvernul Marghiloman? Să-i dea în judecată pe predecesorii lor, adică guvernul Brătianu, deci anterior, așa, și să-i bage în pușcărie de urgență pentru că au aruncat țara într-un război care a distrus, care a făcut, care și mai departe. Alexandru Marghiloman însuși Alexandru Marghiloman, adică care era pro-german prin construcția sa, n-a acceptat așa ceva, deși poate, uite, suntem până la urmă aici într-un moment aniversar, dar trebuie să spunem că el avea animozități și de natură familială cu Ionel Brătianu. Ionel Brătianu s-a căsătorit cu Eliza, fosta soția lui Alexandru Marghiloman, deci putea să accepte... Deci era și o stare de frustrare. Era și o stare de frustrare și cu toate acestea, omul Alexandru Marghiloman, patriotul Alexandru Marghiloman, care el așa a înțeles să aibă această opțiune, a acceptat ideea să nu acheseze la propunerea făcută de puterile centrale. Ba chiar a și tergiversat lucrurile, a arestat la un moment dat un ministru de interne pentru vreo 2 săptămâni, nu a avut loc acel proces. Iată, am dat acest exemplu pentru a vedea un lucru care ar trebui să ne învețe de la istorie. În momentele cruciale, românii au știut întotdeauna să găsească soluția cea mai bună, neignorând pe adversarul său, ci luându-l în calcul și ascultându-l. Stăteam acum și mă gândeam la o vorbă foarte interesantă, plină de învățăminte: cine nu învață din greșelile trecutului e condamnat să le repete. Poate clasa politică după 1989, după 1990 încoace, poate trage învățămintele de rigoare din istorie, din trecut. Poate în sfârșit vom avea o clasă politică ce, în ciuda acelor animozități, să spunem, între partide, între formațiuni politice, își vor da mâna odată pentru totdeauna, chiar pe acest final de an, și nu vom mai avea, sau și în 2019, în perioada următoare, astfel încât să nu mai avem acea disensiune, acea permanentă hâră, ce nu face bine țării. Și aici mă refer la dorința, nu știu, justificată, nejustificată, nu, trebuie să fiu eu la putere. Sau dacă sunt la putere, trebuie să fac tot posibilul, sau nu mai au în calcul nicio voce de la opoziție. Idei bune sunt de peste tot. Important este ca măcar acum, la acest centenar, să ne dăm mâna și să fim români. Noi am uitat să fim români. Asta încercăm noi, să realizăm, dacă vreți, să mișcăm puțin sufletele gorjenilor noștri, în partea a doua a programului dedicat Zilei Naționale și Centenarului Marii Uniri, care se va derula după amiază, după parada militară de aici, de la Coloana Infinitului.
Vom deschide în jurul orei 12 și jumătate un târg al meșteșugarilor. Dumneavoastră ați văzut amplasate de primărie căsuțele și așa mai departe. Va fi ceva frumos, dar de la ora 17 avem implicate toate forțele noastre artistice mai reprezentative. Mă refer la Doina Gorjului, mă refer la Palatul Copiilor, la corul de la Spiru Haret, dar punctul central este reprezentat în după amiaza zilei de 1 decembrie de ceea ce vor realiza actorii de la Teatru Elvira Godeanu. Spectatorii, le promitem lucrul acesta, de fapt ne pot vedea vineri, pentru că vom repeta după amiază, vineri după amiază, vor vedea un scenariu istoric completat de jocuri de lumini foarte frumoase care se vor face pe Palatul Administrativ, care pleacă tocmai la această idee pe care, de la această idee pe care o subliniați dumneavoastră, și anume a reflectării principalelor momente istorice din veacul al XIX și al XX-lea care au premers Marea Unire. E un scenariu, are numai puțin de 8 sau 9 momente, moment 7, iată, momentul 7 este Brâncuș, 8 momente foarte interesante care vor fi jucate de către actorii de la Elvira Godeanu cu, în acele costume de epocă, cu personaje din Gorj care au participat la asemenea momente. Deci, și slavă Domnului, am avut oameni în istorie. Am avut oameni în istorie. Toate însă acestea s-au întâmplat în anul centenar din ianuarie încoace la o scară mai mare. De pildă, avem 1600, momentul legat de Mihai Viteazul, care a fost foarte bine întreținut artistic, ca să spunem așa, la poiana lui Mihai. Avem 1821, s-a derulat momentul la Padeș foarte bine. Avem momentul 1859, care de asemenea a însemnat un autentic spectacol aici cu Alexandru Ioan Cuza pe 24 ianuarie, chiar la începutul anului nostru. Și mai avem câteva noutăți aici. Avem momentul legat de proclamația lui Ferdinand către țară, avem Ecaterina Teodoroiu și finalul, firește, este legat de Constantin Brâncuș, cel care a realizat Calea Eroilor. Acest, se vor juca în aer liber, se vor întâmpla toate aceste lucruri în jurul sarcofagului, care, iată, vremea nu ne lasă, dar am convingerea că va fi gata și va avea înfățișarea pe care trebuie să o aibă un sarcofag al Ecaterinei Teodoroiu, fără festivisme, gen prezența autorităților locale într-un loc anume, cu noi printre oameni, că până la urmă asta, așa trebuie să stea. Corect. Lucrurile urmate toate aceste, acest moment istoric care o să dureze circa o oră, așa, urmat de spectacol artistic de Doina Gorjului, de aprinderea iluminatului, de spectacolul cu Ina, cu această artistă atât de dorită de spectatorii. Și apreciată la momentul acesta. Și apreciată la momentul acesta. Prin urmare, am ținut să vă dezvălui niște lucruri pe care, sigur, le știți, circulă, dar iată, poate auzite din gura încă unui om care a fost implicat în conceperea acestui proiect, fac invitația mai tentantă, ca să spun așa. Așa este, fără discuție. Ați avut un 2018 încărcat de astfel de evenimente. Ați organizat în calitate de persoană responsabilă din cadrul Consiliului Județean Gorj de actul cultural, de tot ceea ce înseamnă evenimente de această factură. Foarte multe lucruri. Aminteați de 24 ianuarie, iată, încă din prima lună a lui 2018, practic ați intrat direct în ceea ce înseamnă anul centenar. Dacă ar fi acum să facem un bilanț în linii mari, sunteți mulțumit de tot ceea ce s-a petrecut în 2018 pe linie culturală, repet, în an centenar?
În ce mă privește, sunt mulțumit, mai ales că am găsit timp în această perioadă, în acest an care încă nu s-a sfârșit, să nu mă lipsesc de preocupările mele care au legătură cu an centenar. Au apărut numai puțin de 3 cărți care sunt legate de acest eveniment și pe care eu le-am semnat. Cărți care se referă la județul Gorj în această vâltoare a evenimentelor legate de Marea Unire, cu unele noutăți, o să vadă cititorii, destul de interesante. Prima dintre ele, este adevărat, a apărut în luna decembrie a anului 2017, se referea la repere bibliografice gorjene despre Marea Unire. Cu alte cuvinte, mai pe românește, care sunt gorjenii care au scris despre acest eveniment. Dar nu neapărat numai despre Marea Unire, cât despre Mihai Viteazul, despre generația pașoptistă care promovează unirea, despre unirea țării românești cu Moldova, despre independență, despre războiul de întregire națională și actul de la actele de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. Și am mers mai departe, pentru că mie mi se pare nefiresc să nu punctăm de fiecare dată și faptul că România nu mai este cea din 1918, întrucât în 1940 a intrat în discuție, au intrat în discuție acele rapturi teritoriale și nu numai acela, ultimatumul din iunie al Uniunii Sovietice, cedarea cadrilaterului, trebuie să vorbim și despre el în septembrie 1940 și dictatul de la Viena, un act odios prin care ni se lua cea mai frumoasă parte din țară. Deci în această carte, repere bibliografice gorjene, am introdus pe toți cei care se referă la asta și am comentat. Apoi mai am o carte care, iată, am și prezentat-o astăzi la Universitatea Constantin Brâncuș, dar am lansat-o, vă amintiți, am și vorbit despre ea, Regina Maria, întregitoare de țară și neam, am lansat-o pe 27 martie, atunci când la Consiliul Județean s-a consumat un eveniment de o solemnitate aparte, întrucât au fost prezenți aici și președinții raioanelor, a 3 raioane de peste Prut. Carte pe care frații am reeditat-o noștri. Acum, frații noștri, carte pe care am reeditat-o acum, beneficiind de faptul că în urmă cu peste o lună, cu aproximativ o lună, un cercetător de la București a publicat și ultima parte a însemnărilor Reginei Maria. Regina Maria și-a lăsat un testament care, mă rog, împărțea averea ei, copiilor și mai departe, bani, castele, dar însemnările și manuscrise de cărți și așa mai departe, i-a dat Ilenei, Ileana era fata ei cea mai mică, și i-a spus așa, mergi cu ele la ambasada Angliei și să se desfacă peste un număr de ani când lucrurile se vor limpezi. După Revoluție, încet, încet au apărut aceste însemnări. Ultimile însă, cele din 1938, când ea a decedat, nu apăreau în niciun fel. Și iată, acum acest curajos... N-au fost descoperite sau n-au fost publicate? N-au fost publicate. Ele sunt în limba engleză. Ea și-a scris memoriile firește în limba natală, deși vorbea foarte bine românește și a și scris în românește. Și acum au fost publicate și am aflat lucruri la care nu mă așteptam. De pildă, foarte puțină lume știe că pe patul de spital, când a cerut să revină acasă și să moară acasă, își dădea seama că nu mai are mult de trăit, nu a existat posibilitatea să fie transportată pe calea aerului și s-a oferit un personaj să îi acorde avionul personal. Nu era nimeni altul decât Adolf Hitler, care, iată, i-a propus, în condițiile în care Anschlussul, anexarea Austriei, avusese loc. Și în Austria era fata ei, Ileana, căsătorită cu prințul de Habsburg. Deci, iată, a refuzat Carol al II-lea și a venit cu trenul de acolo, din Germania.
V-aș mai spune un fapt emoționant, așa, pentru că ține de istorie și de... la Cernăuți sau de la Cernăuți încoace, țăranii, locuitorii români, aruncau cu gălețile de apă și aduceau frunze, crengi, ca să răcorească vagonul cuprins de căldura aceea toridă, pentru că era vară, care să o ocrotească și să-i mai prelungească reginei viața. Acte de solidaritate impresionantă care pot oferi modele pentru zilele noastre când indiferența este la ordinea zilei. Și poate mai rău de atât, deseori nu doar că vedem indiferență, hai să spunem că am putea trăi cu indiferență, dar când vedem fapte rele făcute cu intenție, deja nu mai vorbim de așa ceva. Amintați ca o paranteză, dar cred că importantă. Și mai am o carte, o să vă spun imediat, dar să nu uităm. Da, așa, asta e a doua. După ce ne veți povesti și cea treia carte, sunt curios. E o chestiune personală. Vedeți în actualul context geopolitic, vedeți posibilă o refacere a României premergătoare lui 1940, acelui crunt. Nu vă răspund acum sau după ce vorbim după de carte? După ce vorbim de carte. Bun, cea de-a treia carte se intitulează Intelectualitatea Gorjului și Marea Unire. Pornind de la o idee foarte simplă pe care noi am disecat-o puțin la început, și anume al rolului elitelor. În fond, elitele nu sunt numai la nivel macro, ci sunt și la nivel micro. Într-o localitate, elita este formată din învățător, din preot, din medic, dacă era, și mai departe. Bun, aș vrea să vă spun că ceea ce s-a întâmplat în România, la nivel național, și anume constituirea unei generații a Marii Uniri, a avut niște note speciale la noi la Gorj. De pildă, eu nu sunt de acord cu faptul că Gorjul este de un oltenir din acesta pur. Nu neapărat că-s venit eu din altă parte, ci datorită faptului că noi suntem un județ de graniță unde interferențele au fost foarte prezente. E bine, la sfârșitul veacului al XIX-lea, împreună cu autohtonii, împreună cu localnicii, au lucrat aici la construcția aceasta națională și mulți ardeleni. Ștefan Bobancu, Iuliu Moisil, Aurel Diaconovici, ba chiar și un polonez, era Rola Piekarski, și un ceh, Schmidt Faur, și alții și alții, au făcut din acest județ, pe fondul ideilor haretiene, al spiritul haret care promovau modernizarea, au făcut un județ unde propaganda națională, propaganda de unire a tuturor românilor, găsește un teren extrem de fertil. Nu se poate înțelege atâta aplomb și atâta atitudine a soldaților noștri fără a-i lua în calcul pe învățătorii care erau până la urmă majoritatea ofițerilor din armata română. Ofițerii profesioniști nu au fost foarte mulți. Este vorba de armata de rezervă. Și atunci, cu asemenea învățători, cu asemenea preoți, avem o groază de exemple și din rândul clerului, cu medici de un patriotism autentic, firește că s-a construit o armată capabilă să aibă atitudine pozitivă. Și în felul acesta putem înțelege entuziasmul care se trece Carpații și cât de greu cedăm noi pas cu pas când ne retragem. Ei, asta este intelectualitatea despre care vorbesc eu. Dar în carte mai vorbesc de ceva. Și are și ea cartea la rândul ei o odisee despre care o să vă vorbesc. În anul acesta centenar, pentru că mă întrebați dacă sunt satisfăcut, mai existat o conjugare a eforturilor. Existat un comitet centenar la nivelul primăriei, condus de viceprimarul Adrian Tudor. A existat un comitet centenar la nivelul Consiliului Județean, condus de profesorul Ion Cepoi. Sigur, și eu alături. Și împreună am gândit lucrurile acestea. Ei, între aceste lucruri pozitive a apărut și o culegere de documente din timpul primului război mondial și al primilor ani după război, publicată de un profesor tânăr, Gabriel Sarcină, cu ajutorul documentelor aflate, izvoarelor aflate la Muzeul
la arhivele de aici, de la noi, de la Târgu Jiu. Pe baza acestor documente, dar și altele, pentru că eu am stat mult în arhivă, inclusiv în anul acesta centenar, am reușit să construiesc un capitol care s-a intitulat Stări de spirit în Gorj imediat după război. Cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat aici la Târgu Jiu de la 1 decembrie încolo? Care e starea de spirit a populației? Pentru că întrebarea dumneavoastră mi-a picat mie foarte, foarte bine. Păi, oamenii sunt oameni înainte de toate, ca întotdeauna. De pildă, prima problemă pe care au ridicat-o unii a fost să îi despăgubească statul pentru pierderile pe care le-au avut în timpul războiului. Și spun, în magazinul Cutare am avut asta, am avut asta, în hotelul Cutare am avut asta, chiar și cimitirul și bisericile, toate îl dau în judecată pe primul ministru, pe prefect și pe primar. Deci, atât. Asta este o stare de spirit. Alții vor, de pildă o prostituată, vroia și ea despăgubiri din partea primăriei pentru că a fost supusă unor agresiuni sexuale din partea ocupanților pe perioada respectivă. Dar un element absolut interesant al stării de spirit al populației gurjene și nu numai, este faptul că se dorea pedepsirea colaboraționiștilor. Problema este cine intră în această categorie a colaboraționiștilor? Păi, desigur, autoritățile românești care au colaborat cu ocupanții. Dar v-aș spune că a existat, de pildă, un primar care, la fiecare moment din acesta mai important al perioadei de ocupație, mă refer la Crăciun, la Paște, aproape că i-a implorat pe ocupanți să-i dea produse ca să organizeze sărbătorirea cum trebuie, de Ziua Eroilor și mai departe. Se numea Constantin Bălănescu, Titi Bălănescu, alături de un prefect care făcea parte din familia Culcer. Prin urmare, am avut un general Culcer care a luptat în armata română și ulterior a și murit. Am avut și un prefect care a colaborat cu germanii, tot Culcer. Iată situații. Motiv pentru care au apărut aici la Gorj o suită de reviste, de periodice, Biciușca, Urzica, Secera, Ardeiul, din acestea efemere care au durat 2-3 luni de zile și care luau la critică foarte severă pe cei care au colaborat. Încet, încet însă lucrurile au intrat în matca normalului, mai ales că se face împroprietărirea și asta cu problemele ei. Proprietarirea și încet, încet lucrurile intră în normal. Ba chiar acest Constantin Bălănescu ajunge și senator și iarăși primar. Lumea uită că a colaborat, ba chiar își aminteau lucrurile bune pe care le-a făcut în timpul războiului pentru populație. Prin urmare, asemenea și spuneați adineaur, asemenea exemple din istorie trebuie cunoscute și iată, este cea de-a treia satisfacție a mea, am fost acum în tipografie, cartea săptămâna viitoare va fi în librării și alături de acțiunile pe care s-au organizat aici și alături de ceea ce prin modesta mea contribuție, prin modestul meu efort am putut să scot în omagierea centenarului, v-am răspuns, cred eu, destul de mult așa și credibil la faptul că sunt motive ca să considerăm anul mulțumire. Cetă. Da. Să nu uităm, pentru că mai avem circa 4 minute până la final. Cum găsiți situația? Se mai poate reface România de dinaintele 1940 în granițele ei sau rămâne ideea, rămâne amintirea a ceea ce a fost? Eu le răspund în general tuturor cu armele istoricului și arma istoricului este cea pe care o știți. Domnule, istoria este ceea ce a fost, nu ceea ce e în clipa de față și ne trebuie ceva discernământ ca să judecăm lucrurile. Dar
hai să depășesc această abordare și să încercăm împreună, amândoi, pentru că întotdeauna ne plac analizele acestea mai atente, să ne uităm în jur și să vedem că, iată, este un conflict alături de noi destul de periculos, Ucraina și Rusia. Este foarte aproape, Doamne ferește să nu se întâmple lucruri grave. Deci există în această zonă un pol de instabilitate, s-a terminat cu Iugoslavia. Și un potențial pericol oricând. Pe de altă parte însă, prezența noastră e efectivă în NATO, vorbesc efectivă pentru că noi avem jerfe pe teatrele de război internaționale, care sunt cunoscute de către partenerii noștri și care ne fac să fim într-o postură, dacă vezi, destul de favorabilă. Adică să nu creadă nimeni că suntem singuri, ba chiar suntem în postura de a fi apărați de cel mai important bloc militar care există în clipa de față. Sigur, nu trebuie să neglijăm și părțile celelalte, dar în clipa de față așa stau lucrurile. Pe de altă parte, integrarea noastră europeană iarăși presupune și aspecte, de ce nu, favorabile nouă. Până la urmă, va trebui să ne revenim și din punct de vedere economic, nu vom mai fi acceptați de către Uniunea Europeană să rămânem foarte în urmă. Și atunci, sigur că problemele de factură națională s-ar putea, să zicem noi, dilua în unele situații și s-ar putea contura în alte situații. Știți foarte bine, mă refer la aceste nu neapărat încercări secesioniste, pentru că nu sunt secesioniste, dar de obținerea unor drepturi, cum să spun, mai mari decât ar trebui uneori decât firescul pentru minorități, nu neapărat numai naționale, ci și pentru alt gen de minorități. Eu cred că vom intra pe o traiectorie a normalității și lucrurile acestea se vor rezolva. Și cum m-am întâlnit în săptămânile precedente cu reprezentanții ai românilor din Bulgaria, cu reprezentanții ai românilor din Bucovina și din Moldova, tuturor le-am expus optimismul meu că odată și odată vom fi împreună. Deci în ceea ce mă privește pe mine, eu cred că nația română trebuie să fie împreună și din punct de vedere statal. Am înțeles, din păcate, stimați domn, știți că avem un inamic comun, timpul nu ne este deloc favorabil. Am rămas din nou captivat de cele povestite de dumneavoastră, pe lângă informația, pe lângă bagajul de cunoștințe pe care îl transmiteți, aveți și un har de a povesti, de a prezenta lucrurile, ca de fiecare dată o plăcere să vă asculte omul. Le promitem radioascultătorilor, le promitem telespectatorilor că vom încerca să vă mai răpim din timpul prețios pe care îl aveți și să mai facem astfel de emisiuni. Până atunci însă vă mulțumim pentru prezență, multă putere de muncă și mult succes în finalul de an și în activitățile, iată, ce vor avea loc în câteva zile. Repet, celebrând Ziua Națională a României în an centenar. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru prezență și vă lansăm invitația să ne onorați din nou. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și domnului Nechifor, o zi cât mai plăcută, la revedere! Mulțumim! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine.